Raluca Pastramă, fosta soția lui Pepe, iubește din nou. Fosta soția lui Pepe și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat. Cine l-a înlocuit? Raluca Pastramă pe Pepe. După despărțire, Raluca s-a ocupat mai mult de copii, lăsând viața amoroasă pe locul 2. Pepe, în schimb, a dat iama în tot felul de domnișoare de oraș. Artistul și-a asumat prima relație după divorț cu Iasmin, de 27 de ani. Iasmin este o tânără de profesie make-up artist și cei doi par foarte îndrăgostiți. Raluca și-a găsit și ea în sfârșit liniștea în brațele unui tânăr pe nume Ibrahim. Acesta are tot 27 de ani, este de origine arabă și provine dintr-o familie foarte înstărită. Ibrahim i-a făcut o frumoasă declarație de dragoste Raluca în mediul online. Raluca și Ibrahim sunt de puțin timp împreună, dar par foarte fericiți împreună. Raluca se descurcă foarte bine și pe plan financiar, nu doar pe plan personal. După despărțirea de Pepe, Raluca a rămas cu grădinița pe care cei doi o aveau împreună. Grădinița i-a adus un profit destul de bun în pandemie Ralucăi. Raluca este o femeie puternică și descurcăreață și ne bucurăm pentru ea. Îi urăm multă sănătate și multă fericire pe toate planurile.